Salut tuturor, am revenit cu un nou clip. În continuare, camera mea nu funcționează, așa că filmez cu vlogul. Scuzați calitatea clipului și sunetul mai ales, dar vreau din nou să filmez un episod de Beachbody pentru voi. Vocea mea este răgușită, deoarece când m-am întors de la Antol, se pare că m-am întors cumva răcită și nu mai am voce. Nicio problemă. Astăzi o să vorbim despre pielea corpului și cum avem grijă de pielea noastră, cum o exfoliăm, cum o hidratăm și mai ales ce alte tratamente putem să folosim în așa fel încât să ne ajutăm pielea să arate mai fermă, mai frumoasă și să ascundem eventuala celulită pe care o avem momentan și vrem să scăpăm de ea. Primul pas pentru a avea o piele frumoasă și care să arate bine este exfolierea. Eu v-aș recomanda să vă exfoliați pielea de 2 ori pe săptămână. Unele persoane recomandă o dată pe săptămână, alte persoane recomandă de 3 ori pe săptămână. Sincer, cred că o să ajungeți să vă și dați seama cam de câte ori are nevoie pielea voastră de o exfoliere. Un lucru pe care trebuie să-l aveți în vedere este că dacă simțiți că pielea voastră este uscată sau se descoamează, nu înseamnă că trebuie să vă exfoliați mai des, ci înseamnă că trebuie să vă hidratați mai bine. O să vorbim și despre hidratare un pic mai încolo. Acum vreau să vă arăt niște produse pe care eu le folosesc pentru exfoliere și care mie mi se par foarte bune. Sincer, cel mai des eu folosesc scrub-urile de la The Body Shop. Acesta este British Rose, este cu trandafir și cu miros de trandafir. Imediat vă arăt și cum arată. Arată așa. Hei, Yogi în spatele meu. Miroase a trandafir, foarte frumos, are un miros foarte plăcut. O să găsiți N variante, N arome, N mirosuri și așa mai departe. Vă recomand totuși să încercați să găsiți un scrub mai fin. Acesta este unul fin și nu unul foarte, foarte abraziv, pentru că cel abraziv vă poate sparge capilarele, ceea ce nu e ok. Și cel de-al doilea pe care eu l-am încercat de curând și chiar îmi place foarte mult este acesta de la Rituals. Este Sakura Scrub cu orez și este un scrub pe bază de zahăr. Puteți să căutați scrub-urile pe bază de zahăr în comerț pentru că sunt foarte bune sau și mai simplu, puteți pur și simplu să vă faceți voi un scrub fie din zați de cafea, pe care dacă beți cafea oricum îl aveți în casă și puneți puțin zați de cafea cu niște ulei de măsline sau zahăr cu ulei de măsline sau pur și simplu zahăr cu puțin gel de duș. Nu contează. Următorul pas, după ce ne exfoliem pielea foarte bine de 2 ori pe săptămână, este important să o menținem hidratată. Hidratarea nu se face de 2 ori pe săptămână, ci hidratarea se face dimineața și seara. Exact cum aveți grijă de tenul vostru, trebuie să aveți grijă și de corpul vostru, pentru că de cele mai multe ori cam același tip de piele îl aveți și pe față și pe corp. Am zis de cele mai multe ori pentru că nu se întâmplă asta de fiecare dată. Eu, de exemplu, am un ten gras peste tot, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să mai îmi hidratez pielea. Și am aici 3 exemple de produse. Există produse mai hidratante, mai puternic hidratante și produse mai ușoare. Eu vă recomand, de exemplu, dimineața să alegeți un produs ușor ca textură, eventual un gel hidratant pentru corp, care se intre foarte repede în piele, pentru că știu că este o senzație oribilă, senzația aceea de piele grasă sau peliculă grasă pe piele și trebuie să așteptați să intre în piele și abia apoi să vă îmbrăcați. Știm cu toții că dimineața ne grăbim și nu avem chef să facem asta. Eu, de exemplu, folosesc aceste geluri pentru corp de la Savon. Acesta este cu ghimbir și cu portocală. Este foarte fresh ca și miros. Îmi place super, super mult. Și îmi place să-l folosesc pentru că miroase foarte fresh, miroase foarte bine pe piele, plus că intră foarte, foarte repede în piele, ceea ce este extrem de important. Și dimineața este super ușor de folosit. Apoi, seara, puteți să folosiți niște produse mai greoaie, care să hidrateze mai intens. Aici am pentru voi 2 variante. Prima variantă sunt unturile de corp. Din nou, eu tind să folosesc unturile de corp de la The Body Shop, pentru că îmi plac foarte mult, au o textură foarte bună, intră destul de repede în piele și în același timp au o întreagă gamă, adică de la orice miros, de la fresh, la spicy, la dulce, la, nu știu, orice. Pot să miroși ca o floare, ca o prăjiturică, ca un fruct, ca un condiment, cum vrei tu. Ceea ce mie îmi place, sincer, acesta este cu mojito, se numește Virgin Mojito și îl folosesc acum, sincer, vara, pentru că are un miros mai fresh și mi-e place foarte mult un miros fresh vara. Iar cea de-a doua variantă pe care o am pentru voi este un ulei de corp pe care îl puteți folosi seara. Uleiul fiind foarte greoi, nu vi-l recomand pe timpul zilei pentru că o să rămâneți uleioase toată ziua, mai ales acum vara.
Și acesta este Nourishing Perfecting Dry Oil de la Colistar. Este foarte ușor de aplicat pentru că are pompiță, dar puteți să folosiți orice ulei de corp. Puteți să folosiți ulei de argan, organic, puteți să folosiți ulei de cocos, puteți să folosiți ulei de măsline, puteți să folosiți ulei de migdale, iarăși este foarte, foarte bun uleiul de migdale pentru corp. Deci nu contează ce ulei de corp folosiți. Există zeci de mii de uleiuri de corp pe lumea asta. Puteți folosi direct un ulei organic cumpărat ca atare sau puteți folosi un produs care este sub formă de ulei, cum este acesta. Acesta are și un miros foarte drăguț și sincer de asta îl folosesc. Un mic sfat pe care l-am pentru voi este să vă aplicați produsul hidratant imediat după ce ați ieșit din duș, pentru că atunci porii sunt mai deschiși de la apă și de la căldură și de la aburi, iar produsul va intra și mai bine în piele și va hidrata în profunzime. Acum, evident, este vară, mergem în fustă, în pantalon scurt, ne gândim la celulită, ne gândim la fermitatea pielii, ne gândim la cum arată pielea noastră. Ei bine, în primul rând vreau să știți că absolut toate femeile au celulită și celulita este ceva normal. Doamne ferește, celulita este normală, celulita este firească, celulita există peste tot. Cea mai fit femeie de pe planeta asta, dacă iei pielea, coapsa și o apeși, o să vedeți celulită. Este ceva foarte normal ca o femeie să aibă celulită. Este pur și simplu stratul de grăsime de sub piele, care este normal să existe acolo. Nu se poate să nu fie deloc grăsime. Este imposibil pe lumea asta. Ai fi, nu știu, ai fi din Somalia dacă nu ai avea măcar un strat mic, subțire de grăsime sub piele. Deci este o chestie perfect normală și mi-aș dori extrem de mult să nu mai fiți atât de panicate din cauza celulitei în momentul în care vă strângeți un pic coapsa și vedeți că, aoleo, se vede celulita! Este normal să fie acolo și este foarte bine că o aveți, înseamnă că sunteți sănătoase. Dar aici vorbim despre în momentul în care mergi sau momentul în care pur și simplu stai, totuși se vede puțin acel efect de coajă de portocală. Da, atunci e clar că aveți un grad de celulită mai ridicat și asta înseamnă că cel mai probabil trebuie să aveți mare grijă la alimentație, așa că o să vă rog să vedeți și clipul cu alimentația. Cel mai probabil trebuie să începeți să aveți grijă și cu mișcarea pe care o faceți, așa că o să vă rog să mergeți să vedeți și clipul despre sport și cum să tonifiezi pielea, dar putem să ajutăm puțin aspectul pielii și prin diverse creme și tratamente corporale. Ei bine, eu am două creme, ca să zic așa. Prima cremă, care știu că este foarte bună și funcționează foarte bine, este, de fapt, sunt niște capsule de la Colistar, ele arată așa. Puteți să le cumpărați în borcanel. Eu am aceste, să zicem, am primit foarte multe sample-uri de genul și atunci le-am folosit pe acestea. Sunt niște capsule pe bază de cafeină, au un efect șoc asupra pielii, adică cumva stimulează circulația, iar în momentul în care circulația este stimulată, automat pielea acolo începe și lucrează și se tonifică, se întinde, producția de colagen este stimulată și automat arată mai finuță, mai întinsă un pic, ceea ce până la urmă asta ne dorim. Oricum, să știți, să mâncați prost, să nu faceți sport și doar să vă dați cu creme anticelulitice, nu o să aibă absolut niciun efect, vă zic 100%, nu așa funcționează lucrurile. Cremele anticelulitice sunt aici ca să ne dea un mic boost și să mai ajute un pic pielea să-i dea un aspect așa mai ferm. E acel 5% în plus pe care puteți să-l faceți. Dar 85% sau 95% contează alimentația și sportul. Îmi place să zic chestia asta și o să mă repet de 1000 de ori pentru că știu că este o mare problemă când vine vorba de celulită și cred că trebuie să privim celulita corect, adică unul la mână, să știm că ea trebuie să existe și că trebuie să existe un strat de grăsime sub piele, dar da, celulita inestetică, care se vede în momentul în care stai pur și simplu în picioare sau când mergi, de aia putem să scăpăm și este ok, dar nu trebuie nici să o dăm în partea cealaltă în care ne strângem ca niște disperate așa pielea și zicem, uite, uite, am celulită. Bun, înapoi la tratamente. Cum vă ziceam, aceste capsule sunt super, super bune pentru că sunt ca un tratament șoc și ajută foarte mult când vine vorba de celulită. Apoi vă mai recomand, de exemplu, o cremă ca aceasta, o cremă anticelulitică. Aceasta este de la Blue Lily, este un produs organic, este cu ulei de cocos și cu alge marine. Îmi place foarte mult pentru că miroase
asta, cocos și vanilie, ceea ce este foarte, foarte tare. Cremele de genul le aplicați în fiecare seară după baie. Nu trebuie neapărat să luați pe aceasta, puteți să găsiți orice alte creme anticelulitice. Nu știu ce să zic sincer legate de cele cu efect termic care îți îngheață sau care îți încălzește. Nu le-am încercat, nu știu ce să zic, nu am neapărat o părere despre ele. Sunt persoane care spun că funcționează și care văd niște efecte, sunt persoane care zic că nu. Eu personal nu am nicio părere despre ele, așa că nu pot să vă zic nimic. În schimb, mai știu o cremă foarte, foarte bună. Este și foarte accesibilă, este pe bază de plante. Se numește Supliform și este de la Hofical. În acest moment nu o am ca să vă arăt, dar este fie într-un tubuleț gen ca o tub de pastă de dinți, varianta mică, sau există și la borcan, varianta mare. Mirosul este... adică nu are un miros foarte plăcut, o să vă obișnuiți cu mirosul, dar este o cremă foarte eficientă, care într-adevăr schimbă aspectul pielii în timp, dar iarăși, gândiți-vă că nu puteți să folosiți 2 săptămâni un produs. Trebuie să-l folosiți câteva luni, o lună, 2, 3, ca să vedeți într-adevăr o îmbunătățire. Un alt lucru în materie de tratamente corporale pe care voi puteți să-l faceți este, de exemplu, masajul. Puteți să mergeți la masaj, puteți să mergeți la diverse tratamente corporale în saloane, cum ar fi VelaShape. Eu am încercat VelaShape și îmi place super mult, este unul dintre tratamentele mele preferate. Îl fac o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, acum nu l-am mai făcut o grămadă de timp pentru că am fost tot timpul plecată. Sunt foarte multe tratamente în saloane. Trebuie să-l găsiți pe cel potrivit pentru voi, care vă place, care se potrivește până la urmă și cu nevoile voastre. Eu, sincer, din ce am încercat până acum, vă recomand VelaShape, care este foarte bun și chiar vedeți rezultate cu el. Și eu am văzut rezultate cu el și masajul. Iarăși, masajul este foarte, foarte bun pentru piele, pentru corp, pentru organism și așa mai departe. Apoi vine un pas extrem de important și anume hidratarea interioară și alimentația. Dar dacă vreți să scăpați de celulită, primul pas este să beți foarte multă apă. Gen 2-3 litri pe zi este extrem de important. Eu personal beau 3-4 litri de apă pe zi. Este foarte greu până, și mi-a fost foarte greu până m-am obișnuit să fac chestia asta. Încă mă obișnuiesc să fac chestia asta. Dar este un pas foarte important ca să aveți o piele frumoasă, fermă, elastică și o piele care, nu știu, să stea așa frumos pe corp. Bun, acesta a fost episodul de Beachbody despre pielea corpului și cum să o îngrijim. O să ne vedem foarte curând cu un nou clip, sper că v-a plăcut. Evident, dacă aveți întrebări sau dacă vi se pare că nu am atins un subiect sau nu v-am răspuns anumitor întrebări, puteți să-mi lăsați întrebările în comentarii și o să vă răspund cât de repede pot. Până data viitoare, puteți să intrați pe Facebook, pe Instagram și pe blogul meu. Și ce să vă mai zic, să aveți o zi cât mai frumoasă. Pa, pa!